Ploieștiul se mândrește cu unul dintre cei mai mari poeți români, Nichita Stănescu. Au trecut 4 decenii de când acesta s-a stins din viață. În această zi nefastă de 13 decembrie, ghinion pentru literatura României, a plecat dintre noi, mult prea devreme, la numai 50 de ani. Probabil așa a fost scris. Nichita, în schimb, a trăit în 50, alții nu vor reuși să trăiască în 150. A trăit intens, a iubit intens și a lăsat în urmă o operă. Mama lui Nichita Stănescu a fost o rusoaică ajunsă în tinerețe la Ploiești. Cine a fost Nichita Stănescu, îi spunea, o pată de sânge care vorbește. A fost fiul Tatianei și Nicolae Stănescu. Mama provenea dintr-o familie de ruși nobili, s-au refugiat în timpul Revoluției Ruse, au locuit o perioadă în Constanța, ca mai apoi, când tatălui i s-a oferit de muncă în Prahova, sediul rafinăriilor se schimbase din Constanța în Prahova, s-au mutat aici. Așa a făcut să se întâlnească domnișoara Tatiana Ceraciuchina cu Nicolae Stănescu. Nicolae era al 9-lea fiu al Stăneștilor, o familie numeroasă, dar o familie foarte bine așezată. Cei doi s-au căsătorit în 1931, iar 2 ani mai târziu se năștea la Ploiești Nichita Stănescu. Așa a venit pe lume primul lor copil, Nichita Hristea Stănescu, botezat cu numele ambilor bunici, frumos ca un înger, blond ca mama, cu ochii albaștri, dăruit de ursitoare, cu frumusețe, dar cred că și cu talent. Tatăl lui Nichita Stănescu își dorea ca fiul său să devină inginer, însă acesta a avut alt destin. A crescut într-un mediu destul de elevat. Mama cânta la pian, cosea goblen, picta. Tatăl era un om al afacerii, preluase afacerea de la familie, se ocupa de afacerile familiei. Și tot căuta să-i dea fiului său un imburs prin științele exacte. În anii aceia, copiii trebuiau să devină ingineri. A prins și o perioadă proastă, terminase clasa 1 când Ploieștiul era bombardat, s-au refugiat la Vălenii de Munte, apoi au locuit la Bușteni și s-au reîntors când Nichita terminase clasa 4-a. Unde a învățat, el a luat primul întâi cu coroniță. Casa familiei Stănescu din Ploiești nu a fost afectată, însă imaginile războiului au rămas întipărite în ochii copilului Nichita. Acestea se regăsesc ulterior în poeziile sale, în care a scris despre soldați sau despre iarba arsă. A urmat cursurile liceului Ion Luca Caragiale din Ploiești la o clasă de matematică fizică, însă ulterior a absolvit Facultatea de Litere la București. Specialiștii spun că poezia lui Nichita Stănescu este o poezie matematică. Este considerat unul dintre cei mai mari poeți postmoderniști, fiind apreciat și de tânăra generație. Și-a găsit sfârșitul la Spitalul Fundeni după ce a trăit o viață boemă.